După ce au făcut publică vestea că familia lor se va mări, Culiță Sterp și Daniela au organizat un moment deosebit pentru a dezvălui sexul copilului. Împreună cu băiețelul lor Milan, au creat un eveniment inedit, plin de emoție și bucurie, în care au desfăcut o cutie din care au ieșit baloane roz, confirmând astfel că vor avea o fetiță. Momentul a fost plin de zâmbete și lacrimi de fericire, iar cei trei membri ai familiei nu ar fi putut fi mai fericiți. Într-un mesaj sincer și plin de iubire, postat pe Instagram, Daniela Iliescu a transmis cât de mult și-au dorit acest moment și cât de mult așteaptă să-și întâmpine fetița. Daniela a descris-o pe micuța care urmează să vină pe lume ca fiind de cea mai mare dorință pe care toți trei o aveam și pe care Dumnezeu ne-a împlinit-o. Daniela a mărturisit că Milan, fratele mai mare al fetiței, este extrem de nerăbdător și întreabă mereu cât mai este până când va putea să o întâlnească pe sora lui. De asemenea, soția lui Culiță Sterp a adăugat cu multă emoție că își dorește enorm să aibă o fetiță, visând deja la momentele în care o va răsfăța. Îi va face părul și vor fi îmbrăcate la feliat. Ești cea mai mare dorință pe care toți trei o aveam și pe care Dumnezeu ne-a împlinit-o. Încă nu ai habar ce tare te-am dorit și cât de mult te așteptăm. Sigur, fratele tău îți va fi cel mai bun prieten. Toată ziua ne întreabă cât mai e până vii și cu siguranță vei fi răsfățata lui tati. Eu pot să-ți spun că mi-am dorit așa de mult să avem și o fetiță și abia aștept să-ți fac părul, să ne îmbrăcăm la fel, să-ți povestesc despre lumea asta, în care, așa cum e ea, ai să vezi că zâmbetul și bunătatea ta vor face diferența. În mesajul său, Daniela a explicat cât de mult își dorește ca fiica lor să crească într-o familie iubitoare și unită, iar părinții să fie cei mai buni pentru ea. Cu inima deschisă, Daniela și Culiță au declarat că vor fi alături de fetița lor în fiecare pas al vieții, oferindu-i tot ce au mai bun pentru a-i oferi o viață fericită. Cei doi speră ca micuța să fie mândră de familia în care va veni pe lume și să aducă bucurie și zâmbete în fiecare zi. Sperăm să-ți fim cei mai buni părinți, frate, și să fii mândră când vei crește, de familia în care ai venit pe lume. Te iubim și te așteptăm cu sufletul la gură. A mai scris Daniela. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.